Unul dintre misterele lumii antice care a strânit numeroase controverse în ultima sută de ani pare să fi fost descifrat. După ce a studiat discul lui Facitos timp de 30 de ani, Gareth Owens, un lingvist și arheolog de la Institutul Tehnologic din Creta, afirmă că misterul din jurul celebrului artefact a fost rezolvat în proporție de 99%. Discul lui Faistos, o descoperire neobișnuită făcută în anul 1908 în insula Creta, reprezintă un obiect antic unic. El este acoperit de 45 de simboluri secrete care nu au putut fi citite vreme de aproape 4000 de ani. Discul a fost descoperit de arheologul Luigi Pernier în 1908 în magazia subterană a unui templu legat de situl Palatului Minionic antic Faistos de pe insula Creta. Pernier a scos discul dintr-un strat de pământ negru care a permis ca artefactul să fie datat ca aparținând perioadei dintre 1850 și 1600 înainte erei noastre. Discul are aproximativ 14 cm în diametru și este acoperit pe ambele părți cu simboluri. Limba de pe acest disc nu a fost niciodată tradusă complet, iar simbolurile nu fac parte din niciun alfabet cunoscut modern sau antic. Unele simboluri însă se aseamănă cu limba veche din insula Minos, iar altele sunt similare hieroglifelor din siturile arheologice din Anatolia. Potrivit cercetătorilor, discul era scris într-o limbă pierdută în istorie, atunci când civilizația minoică a dispărut din motive necunoscute. Scrisul a fost creat prin imprimarea pe lutul moale a unor caractere preformate, ceea ce înseamnă că este cel mai timpuriu exemplu de folosire a unui tipar mobil. Cele 45 de simboluri diferite reprezentate pe disc par a fi incrustate individual, după care discul a fost trecut prin foc. De asemenea, unele simboluri conțin indicii care ar fi fost șterse și apoi pe disc s-a încrustat din nou același simbol sau unul diferit. Pe disc apar 242 de imprimări individuale, divizate prin linii verticale în 61 de grupuri. 45 dintre semne sunt diferite, incluzând imaginea unor bărbați care aleargă, coroane din pene, femei, copii, animale, păsări, insecte, unelte, arme și plante. Unul sau două dintre aceste simboluri seamănă vag cu hieroglifele cretane, folosite de la începutul până la sfârșitul celui de-al doilea mileniu înaintea erei noastre. Pe lângă simboluri, pe discul lui Faistos se află și liniuțe și linii punctate. Acestea par a fi fost făcute manual și apar întotdeauna în stânga simbolurilor dintr-un grup demarcat de linii verticale. Însă liniuțele nu sunt prezente la fiecare grup. După ce a studiat discul timp de 30 de ani, Gareth Owens a afirmat că în principiu cheia pentru a descifra secretele obiectului vechi de 4000 de ani îl reprezintă Astarte, zeița minoică a iubirii. Potrivit acestuia, discul conține un text religios despre o zeiță mamă însărcinată care stă în fața lui Astarte. Owens și echipa s-au comparat ceea ce se cunoaște despre cele două limbi minoice, cunoscute sub numele de linear A și B, cu altele din familia indo-europeană. Arheologul susține astfel că discul este dedicat o parte zeiței mamă, iar cealaltă lui Astarte. Citim discul cu valorile vocale ale limbii lineare B din insula Minos, dar și cu ajutorul lingvisticii comparative. Comparăm simbolurile cu alte limbi similare din familia indo-europeană. Cu toate acestea, citirea discului nu înseamnă și înțelegerea lui, a declarat cercetătorul. Potrivit descoperirilor actuale, discul ar conține un text religios dedicat unei zeițe însărcinate, care ia forma lui Astarte, zeița dragostei. Nu sunt îndoiel, vorbind despre un text religios, este clar din comparația pe care am făcut-o cu alte cuvinte religioase din inscripții găsite din Creta. Avem cuvinte identice, cred că discul este un imn pentru Astarte, deoarece cuvintele de pe disc au fost găsite și la locuri unde se făceau ofrande pentru zei, a mai completat Gareth Owens.